Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro. Domnilor, bună ziua! Astăzi la episodul cu numărul 91 pontul nostru, eu sunt Doru Crăciun și aș parea din start că 9 din 10 persoane care se uită la fotbal ar parea în acest weekend. De ce spun asta? Pentru că a fost și această pauză nenorocită de 2 săptămâni în care ne-a crescut glicemia și colesterolul jucând pe tot felul de mizerii, iar acum când revin campionatele de top, cu siguranță vor fi bombardate agențiile, fie ele stradale, fie ele online, dar asta nu înseamnă, fraților, că vom și câștiga. Cu siguranță, la nivel mondial, se vor investi miliarde și miliarde de euro într-o singură zi și sunt tare curios cum se vor alinia rezultatele. Eu am pregătit pentru acest episod cu numărul 91, inclusiv bilet în bonus dublu, atenție, în cotă peste 400. Am pregătit și un bilet pe tot weekendul în cotă 13 și o să încercăm să ciupim așa câte ceva zilnic. Am făcut 3 bilete pe sâmbătă, 3 bilete pe duminică și 2 bilete pe astăzi. Așadar, fraților, multă acțiune în acest episod. Știți prea bine ce s-a întâmplat în episodul cu numărul 90. Am reușit să câștigăm și marți, și miercuri, și joi. Marți în cotă 2, miercuri în cotă 3,48 dacă nu mă șel, și joi în cotă 2, să-i dea sănătatului Berenguer, marcând de minutul 88 în Bilbao, Real Madrid, jucasem gazdele marchează și s-a terminat 1-0 pentru Bilbao. Am evitat o oarecare surpriză. Noi nu ne vindem marfa, cu siguranță dacă vreți să ne urmăriți, aveți toate motivele să o faceți și câștigurile noastre vă oferă încă o confirmare că ceea ce facem noi aici se ridică la un nivel extrem, extrem de înalt. Asta chiar dacă nu reușim să câștigăm zilnic. Fraților, o să vă întrebați, de exemplu, ce a făcut un om, un român, cu 1000 de lei. Iată ce a făcut un român cu 1000 de lei. Eu l-am văzut azi dimineață acest bilet și eu l-aș întreba pe acest parior, înainte i-aș da o sticlă de whisky din aia scumpă, de câteva sute de euro, apoi o masă grasă, niște vin bun, și l-aș întreba cum a reușit el să joace pe Bilbao Real Madrid, atenție, fix 11 cornere în meci. Deci nu a jucat peste 10,5 sau sub 12,5. A jucat exact 11 cornere în meci. Și mi-ai zice, da, Dorule, e o încercare, ce e și asta? Mă, nu știu dacă e o încercare, pentru că a jucat fix 1000 de lei. Poate el are un sistem nebun de-a lui, le vânează, dar să joci 1000 de lei pe exact 11 cornere, ore biletul lui Nea Gigi Becali trimis prin Luțu să joace, dar să joc 200 de euro pe fix 11 cornere, ținând cont că venea și weekendul peste noi și avem atâtea meciuri, bă, mie mi se pare o invenție pură românească, dar în același timp genial. Cam așa se joacă, fraților, la pariuri. Poate vă întrebați, de exemplu, ce a făcut un alt urmăritor al nostru, pe numele său Cărbune Ioan, cu 50 de lei. Am primit acest bilet de la nepotul său, este vorba de Lucian, un prieten bun de-al meu, iar domnul care vorbeam puțin mai devreme, domnul Ioan, a jucat 50 de lei, fraților, pe această capodoperă, să-i spunem, de bilet, jucat pe ziua de miercuri, când oferta realmente plângea. Deci noi ne uitam la ofertă și curgeau așa lacrimile din laptop, mie așa mi s-a părut, îmi curgeau lacrimile când am văzut și oferta de miercuri. Dar acest domn însă cu 50 de lei a câștigat 30.572 de lei. Deci într-o zi de miercuri cu o ofertă atât de dezastroasă și nocivă pentru toți pariorii, un jucător, fraților, din 50 de lei a făcut 30.572 de lei. Este fabulos așa ceva. Nu găsesc termeni să compar un astfel de bilet. Priviți, fraților, capodopera. A jucat inclusiv o cotă 2.25 pe Celtic Rangers, 1 solist, 3-0 la pauză. A jucat la Olympiacos 1 și 2 plus. A jucat la Smirni Spaok 2 solist. El Salvador cu Canada i-a dat 102 solist la cotă 2.05. Jamaica, Costa Rica, CMR 2, 1.82, nu știu exact ce înseamnă acest scor pentru respectiva casă de pariuri. Și tot felul de nebunii. Rio Ave 1 solist 1.45. Extraordinar acest bilet. De să-ți multiplici investiția de 436 de ori într-o zi în care oferta nu spunea nimic. Și în fine am mai găsit ceva și mai tare. De exemplu, o să zice, da, Dorule, sunt cazuri rare.
și probabil așa or fi. Dar ținând cont de aceste vremuri grele în care avem și facturi de plătit și tot felul de nenorociri venite peste noi, așa, din senin, sunt oameni, fraților, care iată reușesc să dea lovitura la pariuri și jucând 30 de lei. De ce spun asta? Pentru că iată avem și acest exemplu concludent. 9177 de lei câștigul net în mână, atenție, un jucător a pușcat o cotă de 268 din 8 evenimente. Iată încă un alt bilet depus în ramă. V-am zis, eu în această emisiune, pentru că tot am loc aici, aș cumpăra mai multe pupitre din asta și aș aduce o gașcă de mercenari din ăștia și dați-le, fraților, bilete la oameni. Bine, lor nu le iasă constant, noi știm asta. O cotă 268, poate acest om n-am prins-o niciodată. Ținând cont că a jucat Burkina Faso Senegal 2, Huddersfield 1, Barnsley 2, Celtic 1, Valencia Cadiz peste 2,5 goluri, Belenenses Sporting peste 2,5 goluri, Vallecano Mallorca 1. Cel probabil a intrat în agenția Las Vegas pe terminalul Betoan, a deschis și a făcut așa, pac, 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 și a terminat biletul. S-a dus cu chitanța a doua zi, a dat 9100 de lei și eu am stat, de exemplu, pentru acest episod, cred că peste 14 ore adunate, ca să vă fac episodul de astăzi. Pe pontul nostru, oameni buni, încă o dovadă clară că se poate câștiga din pariuri dacă ești atent și ai strategie. Al nostru papion, cum ne-a tot făcut observație, un telespectator fidel la nostru, că nu se traduce românește așa ca la noi, la Dorohoi, papilon. Îi spui papion, are așa și o esență, mai de Doamne ajută. Deci papion al nostru are 12 cote 2, fraților. 12 cote 2, repet, din ultimele 13 câștigătoare. Cel așa dublat investiția de 12 ori din ultimele 13 bilete plasate. Păi eu mă aștept ca oricând să vină ăștia de la Netflix să facă un documentar pe biletele sale. Și absolut fabulos, fraților. Luat trebuie dus la NASA să facă ăștia experimente pe creierul său. Să prinzi 12 din 13 bilete în ziua de astăzi la pariuri este ceva fabulos. L-aș aduce aici în față, bineînțeles, să vi-l prezint. Dar pe urmă v-am zis, mă tem că leau ăștia îl duc la NASA și rămânem fără el. Așadar, papion, fraților, pe pontul nostru.ro, probabil cel mai urmărit site în viitor din România de predicții sportive, rupe tot. Jojo la fel, a avut 4 din 4 consecutive. Florin Vintilă va veni și el tare. Eu sunt convins din spate. Noi ne-am strâns o gașcă de nebuni care ne punem biletele noastre acolo. Am putea și noi, de exemplu, să punem 10 recomandări și cu siguranță ne-are și câte 7, câte 8 și ne-am bate cu pumnii în piept că avem 70% procentaj de reușită, 80, nu. Dar noi ne-am luat cu dracul la trântă, fraților. Ne stoarcem creierii pentru voi, da, pe pontul nostru.ro și facem lucrurile să funcționeze și mai bine. Și pe lângă asta, pe pontul nostru.ro, de exemplu, am reușit să aducem o promoție exclusivă, fraților. Nu vă îndemn eu să jucați la casino, la pariuri, până la urmă, e treaba voastră, banii sunt la noi. Dar cu siguranță mulți dintre noi o facem, da? Jucăm și la casino. Și dacă tot o facem, să o facem cu cap, fraților, și atenție, pe pontul nostru.ro aveți o promoție exclusivă de 150 de rotiri, atenție, gratuite. Și aceste rotiri gratuite sunt fără condiții de rulaj. Despre ce este vorba mai exact, trebuie să vă înregistrați pe lasvegas.ro prin linkul nostru de afiliere și încă de la înregistrare, atenție, aveți 50 de rotiri gratuite, fără depunere. Deci primele 50 de rotiri gratuite sunt fără depunere la Burning Hot, da? Doar după procesul de verificare, deci practic nu trebuie să depuneți absolut nimic. Și apoi, pentru oricum vreți să jucați pe platforma Las Vegas, dacă mai faceți o depunere de 100 de lei, deci prima depunere de 100 de lei, mai haliți, fraților, încă 100 de rotiri gratuite la Shining Crown, pe o miză de 0,20. 100 de rotiri, dacă ai prins șeptar, coroană, coroană, șeptar, face treabă bună. Rotirile gratuite au o miză de 0,20 de lei și sunt valabile 7 zile de la data revendicării. Și atenție, oferta se poate cumula și cu bonusul de bun venit de 3 ori până la 3500 de lei, fraților, pe lasvegas.ro. Da? Iată că am adus încă o promoție exclusivă pe pontul nostru.ro, de asta e important să ne urmăriți zilnic, pentru că oricum în acest weekend vor lipsi domnișoarele, dar va fi un adevărat carnaval, mai ceva ca la Rio, în acest weekend pe pontul nostru.ro. Dar e important să nu uitați de această promoție, da? De 150 de rotiri gratuite, primele 50 fără depunere la Burning Hot și apoi vă faceți să reiești, bineînțeles, pentru că la Shining Crown
veți lua coroanele fraților cu alte 100 de rotiri gratuite. Mulțumim celor de la Las Vegas pentru că ne-au oferit această promoție exclusivă. Și acum, oameni buni, haideți să începem cu biletele zilei, cota 2 de astăzi formată în 3 evenimente. Haideți să vedem despre ce este vorba. Am încercat oarecum, fraților, cel puțin la aceste bilete în cotă 2, să vă prezint și unele argumente care stau în spatele acestor bilete, nu în tentativa de a-mi vinde eu biletele, dar de a vă scoate așa la lumină pe ce mă bazez eu când joc, de exemplu, cota 2 de astăzi. De exemplu, Nuremberg cu Ingolstadt l-a jucat în peste 1,5 goluri, foarte interesant, gazdele primesc astăzi vizita cele mai slabe defensive din Bundesliga 2, trebuie să ținem cont acest lucru. Ingolstadt are doar 3 meciuri, repet, 3 meciuri în care nu a primit gol și o singură partidă în deplasare în care a scăpat fără gol încasat. Deci o singură partidă în deplasare jucată de Ingolstadt fără gol încasat. Foarte interesant acest lucru. 2,6 goluri este media atunci când Nuremberg a jucat acasă. Deci 2,6 goluri este media de goluri marcate de Nuremberg și de cele două formații când Nuremberg a jucat acasă. Nu are cea mai strălucită ofensivă Nuremberg, 15 goluri în 10 meciuri acasă, dar să nu uităm că primește vizita cele mai slabe formații. Și la câte surprize au fost și în Bundesliga 2, aș compara puțin acest meci cu cel dintre Benfica și Gil Vicente, când toată lumea a jucat pe Benfica, s-a turnat 1-2, să nu cumva să bată Ingolstadt în această partidă, dar important e să fie goluri în Nuremberg, Ingolstadt. Până la urmă, oaspeții ce să apere, fraților, în această seară? A? Când ești la 7 puncte de baraj, trebuie să ataci, chiar dacă joci pe terenul celor de la Nuremberg. Și bineînțeles că Nuremberg atacă promovarea. Al doilea meci de pe bilet vine tot din Germania, însă din Bundesliga. Hertha cu Bochum, am jucat gazdele, marchează. Iată două formații aproape de retrogradare, da? Și oarecum Hertha e condamnată să ia 3 puncte în această partidă de acasă, în fața unui adversar modest. Dar și ce este foarte interesant, fraților? Atenție, Hertha a dat gol în toate meciurile de acasă. Și în toate meciurile de acasă la Berlin, Hertha a punctat cel puțin odată. Hertha va avea în teren această seară și pe cei mai buni marcatori, pe Richter și pe Jovetic, împreună au 10 goluri, joacă cu doi atacanți, cu Jovetic și cu Belfodil. Pe Belfodil eu l-am comentat încă de acum vreo 6 ani când comentam meciurile din Belgia, știu pe acest băiat. Bochum are una dintre cele mai slabe defensive în deplasare. Așa, și este una dintre cea mai slabă echipă jucat, atunci când joacă pe teren străin. 8 fraților din 10 înfrângeri bifate pe teren străin. Deci a pierdut Bochum de 8 ori acești desculți în 10 meciuri jucate în deplasare. Așadar, cum Hertha a dat gol în toate meciurile de acasă, iar Bochum, o echipă care nu a primit gol într-un singur meci jucat în deplasare, eu cred că Hertha va marca. Și ultimul meci la cota 2 de astăzi, Slaven Belupo cu Šibenik din Croația, l-a jucat la fel în peste 1,5 goluri. Două echipe cu foarte mari probleme în defensivă. Niște poșiși de echipă din asta, niște amatori, practic, luați de pe niște ogoare. Asta ne spun și locurile din clasament. Slaven Belupo a luat gol în toate meciurile de acasă. Deci băieții s-au dus la job și au luat gol în toate meciurile de acasă. Šibenik a încasat și ea gol în toate meciurile jucate în deplasare. Deci, practic, se întâlnesc tusea cu junghiul. Și de asta mă gândeam că, bă, fraților, posibil să avem două goluri în meciul dintre Slaven Belupo și Šibenik. Și ce e interesant, 9 din 10 meciuri cu minim 2 goluri marcate în partidele disputate de Slaven Belupo acasă și 10 din 11 meciuri s-au soldat cu peste 1,5 goluri în dueluri disputate de Šibenik în deplasare. Așadar, fraților, am jucat Nuremberg, Ingolstadt, peste 1,5 goluri, 1,29, Hertha Bochum, gazdele marchează 1,25 și Slaven Belupo, Šibenik, peste 1,5 goluri la cotă 1,3. Haideți să mergem mai departe, bilet în cotă 3,44 pe astăzi, jucat din 3 evenimente, vedem despre ce este vorba. Gaz Metan Rapid, poate că se va afla pe multe bilete, l-am jucat în X2 la cotă 1,38, fraților, dacă nu bați acum când ești cu cuțitul ăla la os și vânezi play-off-ul și ai toate resursele să ajungi acolo și oricum joci în fața unei formații care are atâtea și atâtea probleme și de ordin financiar,
Deci nu înțeleg de ce Rapidul, am văzut și pe specialiști, după la Digi, pe domnul Decebal, urla seara care în gură de șarpe că va câștiga Rapidul, aia încerca el să ne insinueze ceva pe acolo. Nu ne interesează pe noi asta. Noi vom juca X2 fraților la cotă 1.38. Atenție, am luat Hetafe, Levante, gazdele câștigă cel puțin o repriză și m-am dus către acest pronostic și pentru că de la Levante nu vor juca doi dintre cei mai importanti jucători. Vorbim aici de Morale și Jose Campania, ambii sunt accidentați. La fel și Mustafi, care este accidentat. Hetafe a jucat din ce în ce mai bine în ultimele etape pe teren propriu și a jucat gazdele. Iau cel puțin o repriză la 1.56 și bineînțeles, fraților, asta vreo 30 de minute și am căutat, după părerea mea, cel mai logic meci de peste 2.5 goluri din a doua ligă olandeză și l-am ales pe Dordrecht cu Almere în peste 2.5 goluri la o cotă generoasă pe Las Vegas, cotă 1.60. După acest bilet în cotă 3.44, haideți să ne mutăm atenția pe sâmbătă, pentru că am 3 bilete, o să începem bineînțeles cu cota 2. Câteva argumente. Roma o întâlnește pe Genoa, primul meci de pe acest bilet în cotă 2. Am luat gazdele, câștigă cel puțin o repriză, 1.19. Mi-a fost frică să iau Roma victorie. E o miză uriașă pentru Roma. O victorie ar apropia, da, pe Roma la 2 puncte de Champions League. Bine, Atalanta are acasă cu Cagliari, Juve are cu Verona, poate și de asta Roma e obligată până la urmă să câștige. Genoa, fraților, carne de tun pentru toate adversarele din Serie A. Poate ar conta sau nu că a plecat Shevchenko, nu știu ce să zic, de pe banca celor de la Genoa. Să nu uităm, Genoa a luat și vreo 6 goluri la Firenze acum 2 etape în meciul cu Fiorentina. Iar per total Roma, așa că am făcut datoria acasă în fața echipelor mai mici. Mi-aduc aminte de un Sampdoria 1-1, Roma-Sampdoria 1-1, în rest echipa lui Mourinho a cam câștigat acasă în compania unor formații mici. Să nu uităm că Genoa are și cea mai slabă, a treia cea mai slabă defensivă în deplasare. Roma are apoi cu Sassuolo acasă, cu Verona, la Spezia. Cred că Roma va începe să ia puncte, tocmai de asta am jucat gazele, câștigă cel puțin o repriză. Bielefeld Gladbach peste 1.5 goluri, cotă 1.26, mi se pare că e un meci de ambele marchează. Bielefeld a dat câte două goluri în fiecare meci jucat în acest an. Gladbach, o echipă atât de imprevizibilă, cu atât de mari probleme în deplasare, o medie de două goluri luate pe meci, dar cu jucători de calitate de la mijloc în sus. Al avem pe acest Hoffmann, da? Golgheterul formației, e și Neuhaus anunțat printre titulari, Embolo nu va lipsi nici el din atac. Bielefeld a jucat 10 meciuri acasă, o partidă de peste 1.5 goluri. Gladbach 10 partide în deplasare, o partidă în peste 1.5 goluri. De asta a jucat și eu minim 2 goluri în meci. Și Bayern München cu Leipzig, fraților, un meci care nu mai are nevoie de nicio prezentare, l-am luat în peste 2.5 goluri. Asta este, dacă m-am înșelat, e greșeala mea. Dar atunci când vorbim de Bayern München, Leipzig peste 2.5 goluri, eu, știi cum e, suficient să ne uităm doar peste echipele probabile de start, da? La Bayern München cu Sané, Müller și Gnabry în spatele lui Lewandowski, de partea cealaltă încă un cu Paulsen și Silva. E, fraților, probabil va fi un 3-2, 4-2, ceva de genul acesta. Cam așa arată, fraților, cota 2 de sâmbătă. Roma, Genoa, gazdele câștigă cel puțin o repriză. Bielefeld, Gladbach peste 1.5 goluri și Bayern München, Leipzig peste 2.5 goluri. Mergem mai departe. Bilet în cotă 4.22 pe sâmbătă. La Pamplona, mereu Sevilla s-a simțit bine și o victorie ar putea apropia-o și mai tare de Real Madrid. Am jucat X2 la 1.30. Nu cred că nerazurii vor pierde derbiul cu AC Milan. L-am jucat 1X în cotă 1.24. Posibil ca Inter să halească o repriză. Posibil să o vedem pe Inter învingătoare. Avem un Fiorentina-Lazio. Ambele marchează 1.55. Cu ceva schimbări în atacul celor de la Fiorentina, a plecat Vlahovic. Am văzut că Immobile a anunțat printre titular la Lazio, îl văd de ambele marchează și m-a oprit și la PSG cu Alkmaar în peste 2.5 goluri în 69. Aduceți-vă aminte că Alkmaar a bătut unul de mult pe Johan Cruyff Arena cu 2-1 pe Ajax. Cred că și aici vom avea un meci de GG și 3+. Rămâne tot pe ziua de sâmbătă, bilet în cotă 8.80. Biletul cam arată așa, o stende cu Juve, ambele marchează sau peste 2.5 goluri în Belgia. Putea fi încercat și simplu, ambele marchează. Schalke cu Regensburg peste 2.5 goluri, 1.63. Thun cu Will peste 2.5 goluri, Elveția 2. St. Pauli cu Paderborn peste 2.5 goluri, 1.57. Augsburg, Union Berlin, oaspeții marchează 1.31. Nu am înțeles de ce această cotă mare. De fapt știu eu de ce, pentru că lipsesc doi atacanți importanți de la Union Berlin, dar chiar și așa cred că Augsburg va încasa gol în acest meci acasă. Și Mainz cu Hoffa peste 2.5 goluri, sau ambele marchează 1.29. Haideți să mergem acum pe duminică, fraților, și să vedem cota 2.
Avem FCSB, Universitatea Craiova 1948, gazdele câștigă cel puțin o repriză. Mi-aduc aminte de un Viitorul Craiova, a jucat acum două etape, 3-0 pentru Viitor, apoi Oltenii au dat două goluri. Pe mine nu mă amăgește victoria craiovenilor de meciul cu FC Argeș de acasă. FCSB într-o perioadă atât de bună și eu cred că echipa lui Toni Petre va câștiga cel puțin o repriză, mai ales că CFR joacă la Craiova, la CS Universitatea Craiova și iată încă un motiv pentru care FCSB s-ar putea apropia și mai mult de CFR în acest moment în clasament. Apoi Veneția-Napoli peste 1,5 goluri, echipa lui Spalletti se duce pe terenul unei formații care, unde Milan a dat 3 goluri așa cu frâna trasă, Lazio a punctat și ea de 3 ori, Inter de 2 ori, 4 goluri a dat și Verona la Veneția, e cea mai proastă formație care de obicei a fost Juventus, care a terminat 1-1 pe terenul Veneției. 10 din 11 meciuri jucate de Veneția acasă s-au terminat în peste 1,5 goluri. Napoli e la 4 puncte de lider. Eu cred că Napoli va câștiga, dar vor fi și goluri. Și mai avem un Strasbourg cu Nantes peste 1,5 goluri. V-ați văzut ce face Strasbourg față în acest sezon. Realmente uimește. 44 de goluri marcate. Atenție, cu două mai puține decât PSG. Da? Și pot să o compar pe Strasbourg cu PSG. Strasbourg 26 de goluri marcate în 11 meciuri acasă, o medie de peste 2 goluri marcate pe meci. Și de ce n-ar da gol Nantes? Da? Care oricum e imprevizibilă în deplasare, o formație care nu a scris în doar două meciuri jucate pe teren străin. Așadar, fraților, biletul în cote 2 pe duminică, FCSB Craiova, gazdele câștigă cel puțin o repriză, Veneția-Napoli peste 1,5 goluri și Strasbourg cu Nantes peste 1,5 goluri. Haideți să ne ducem și la cota 5,64 pe duminică. Vom juca clasicul Dortmund-Leverkusen, ambele marchează și peste 2,5 goluri, 1,62. Araujo cu Porto peste 2,5 goluri, Genk cu Zulte Waregem peste 2,5 goluri și St. Gallen cu Young Boys peste 2,5 goluri. Așadar, avem un bilet exclusiv pe ziua de duminică, în cotă 5,64. Ponturi realiste, gândite, spun eu, acum rămâne ca băieții să-și facă treaba la job, mă refer aici la fotbaliști. Tot pe duminică am mai încercat ceva în cotă 8,03. Haideți să vedem și acest bilet. FCSB Craiova, aici l-am jucat 1, să nu scapă această cotă de 1,42 pe Las Vegas, Veneția-Napoli 2, Basel-Sion 1, pauză sau final. Până aici lucrurile par a fi, da, simple, am mers pe favoriți. Nimic întâmplător. Darmstadt cu Hamburg, ambele marchează 1,54, Valencia cu Real Sociedad și Barcelona cu Atletico Madrid, ambele meciuri jucate în peste 1,5 goluri. Și acolo la Barcelona, Atletico Madrid, foame mare de victorie și de puncte în primul rând și cred că vom vedea un meci care e posibil ca ambele echipe să marcheze pe Camp Nou. Iar pe Mestalia, Real Sociedad și după eliminarea din cupă, probabil va încerca să-și ia revanșa în fața liliecilor și acolo posibil să avem meci de GG. Și acum, oameni buni, un bilet în cotă 13, pe sâmbătă și duminică, un bilet format din mai multe evenimente, cote mai mici, haideți să vedem despre ce vorbim. Avem încă o dată Osasuna-Sevilla X2 și, de fapt, nu-l mai joc pe golul, joc doar Osasuna-Sevilla X2, 1,30, e bine și așa. Bayern München cu Leipzig peste 2,5 goluri, Roma-Genoa 1, Fiorentina-Lazio peste 1,5, Dortmund-Leverkusen peste 2,5, Henk cu Zulte Waregem peste 2,5 goluri, Inter cu Milan 1x, Real Sociedad cu Real Madrid cu Granada 1 și St. Gallen cu Young Boys peste 2,5 goluri. În total, fraților, pe aceste selecții de sâmbătă și duminică avem un bilet în cotă totală de 13. Și apoi ne ducem puțin pe ziua de luni, pentru că am o cotă 2 și pe luni, dar e o cotă șmecheră formată din două evenimente, dintr-un singur eveniment. Haideți să vedem propunerea. Un singur eveniment, fraților, la cota 2 de luni și știți ce am jucat? Am jucat Botoșan-Dinamo peste 2,5 goluri, cota 2. Am început biletul cu Botoșan-Dinamo peste 1,5 goluri la cota 1,37. Trebuia să mai caut un meci de 1,50, 1,53 și atunci am zis de ce să mai caut eu un alt meci și să nu mai pun încă un gol pe această partidă. Oricum Botoșan-Dinamo e o partidă deschisă. Unui meci cu multe goluri. Eu așa cred. Botoșan, dacă va putea și cred că are toate resursele, o va pedepsi pe Dinamo. Am văzut ce reprezintă Dinamo, din păcate, în ziua de astăzi și cu ce probleme se confruntă, dar atenție! Nu mă surprinde, cum spun eu de multe ori, ca Dinamo să marcheze în această deplasare. Haideți să vedem cum se va termina partida din Moldova. Eu merg pe Botoșan, Dinamo peste 2,5 goluri în cotă 2. Iar pe final, fraților, bineînțeles, vine și bonusul dublu. Jucat în cotă 460 de data aceasta, nu o să citesc pe toate meciurile, în timp ce dumneavoastră vedeți partidele și
vi le notați. Vă reamintesc că pe terminalul beton aveți bonus dublu de 135% dacă prindeți 20 de evenimente. Deci mai mare față de orice altă casă de pariuri, dacă prindeți 20 de evenimente, primiți cu 135% mai mult. Deci bonusul dublu e cu 135%. Iată cum arată și meciurile, câteva dintre ele. Bayer Leipzig, gol în ambele reprize, 1.37. Fiorentina Genoa, între 2.5 goluri. Ostende cu Leuven, între 2-5 goluri, Grasshopper cu Zurich între 2-5 goluri, avem FCSB Craiova 1, Solist, Darmstadt cu Hamburg între 2-5 goluri, Osasuna Sevilla X2, Monaco Lyon între 2-5 goluri, Sampdoria Sassuolo 1-3 goluri în prima repriză, Genk cu Zulte 1-3 goluri în prima repriză, Sengaler cu Young Boys peste 2,5 goluri, Beşiktaş cu Antalya Spor între 2-5 goluri și lista de partide poate continua. Fraților, la cât m-a chinuit pe mine acest joc în 10 ani de zile, dacă este un astfel de bilet, promit că eu o să golesc whisky-anul de pe raftul respectiv. Eu am fost Doru Crăciun, ținem legătura și pe pontulnostru.ro. Până data viitoare, toate cele bune și nu uitați, pariați responsabil. Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro.